Ok, atenție. Mă cheamă dascălul Marta Elena și am un secund, hai să facem o... Deci domnul la dumneavoastră. Stai să așteptăm un pic. Nu vă mai uitați în sus la microfon, că n-are nicio treabă. Mă cheamă dascălă Marta Elena și am 12 ani. Mă cheamă dascălă Petru Andrei și am 15 ani. Mă cheamă dascălă Tudor Ștefan și am 15 ani. Mă cheamă dascălă Alexandru Cristian și am 16 ani. Mă cheamă dascălă Luca Matei și am 15 ani. Mă cheamă dascălă Amelia Maria și am 13 ani. Știți cum e, viața merge mai departe. Durerea din suflet nu ți-o ia nimeni, rămâne. Dar viitorul copiilor trebuie făcut. Salut, mi-ai fost câteva întrebări? Da. De cât timp te joci basket? De 2 ani. Și ce-ți place la basket? Să? Păi, n-ai așa un motiv mai... Niște copii extraordinar de liniștiți, nici n-am crezut că în această cameră mică locuiesc atâtea suflete. Salut! Aveți invitația să răspundeți mie la câteva întrebări? Da. Prima oară cum vă cheamă ca să știm cu cine vorbim? Dascălul Tudor Ștefan. Dascălul Luca Matei. Și câte ani aveți? 15. 13. Hai, mai facem una. Mi-au atras atenția prin prezența lor. Cei 6 copii stăteau câte unul fiecare scaun, la chip minunați, prezența lor indica ceva deosebit. Am auzit că ați avut banchetul. Acum câteva weekenduri, cum a fost? Frumos. Ție ce emisiune sau ce film ți-a plăcut când v-ați uitat în familie? Tokyo Ghoul. Păi... Mănâncă! Gata, pe bune, fiți serioși! Bună! Stradă liniștită din orașul Constanța, într-o căsuță albă, făcută parcă din piese de Lego, se ascunde o poveste despre care a început de ceva timp să vorbească orașul. E o poveste tristă, dar și frumoasă, tulburătoare, dar și luminoasă și presărată cu voioșie. La capătul unor scări mărginite de un decor decupat parcă din poveștile fraților Grimm, 7 oameni trăiesc înghesuiți în 2 camere strânte. O femeie, al cărui chip este portretul perfect al bunicii, cu privirea mereu plină de griji și de dragoste, și cei 6 nepoți ai ei. Ambițioși, dar și veseli și puși mereu pe șori. Ei sunt frații Dascălu. Niște copii minunați veniți pe lume ca dintr-o binecuvântare miraculoasă revărsată de Dumnezeu în casa asta mică, parcă de jucărie.
Ea e mezina casei. O cheamă Marta. Are 12 ani și e pusă pe joacă mereu. Urmează Amelia și Luca. Doi gemeni de 13 ani, mereu curioși și delicați ca doi îngeri. Apoi sunt Tudor și Andrei, de 15 ani, tot gemeni, ceva mai serioși și plini de ambiții îndrăznețe. Iar el este Cristian, cel mai mare dintre frați, serios și cumpătat la vorbă ca un om mare. Povestea acestor copii e amară, mult prea amară pentru anii pe care i-au, dar pe chipurile lor inocente nu se vede niciodată nici urmă de tristețe. Așa trăiesc de când se știu. Înghesuiți în camerele astea două, fără să se fi plâns vreodată, ba chiar simțind un fel de siguranță și fericire că pot sta împreună, zi de zi, atât de aproape unul de altul. Toate spaimele și suferințele par să apese doar pe sufletul bunicii. Ea este singurul martor care a îndurat toată această poveste a lor. Totul a început în 2001, într-o zi luminoasă, când Dana, fata ei, adică mama copiilor, și-a găsit alesul alături de care visa un viitor fericit. Au început povestea de dragoste fără să știu nimic. Am trezit că este gravidă. Am făcut de urgență cununia civilă în 21 mai la Constanța. Așa l-ați și cunoscut. Da, așa l-am cunoscut și pe fostul meu ginere. Mie mi-ar plăcea să mă fac educatoare, deoarece îmi place să lucrez cu copiii mai mici. Aș vrea să mă fac antrenor de basket. Și pe lângă asta, mi-ar place să... Nu ai să fii și antrenor. După ce termin. Știe el ceva, că polițiștii ies mai devreme la pesime. Și pe lângă asta, îmi place să filmez. Ce șmecher rău și eu. Și mie îmi place. Și mie. Da, mie îmi place să pun întrebări. Mă, să alegi după aia cu camera. Păi hai că vă dăm noi o cameră și filmați voi, vreți? Da! Acum ai. Acum da. Așa? Merge. Am făcut nunta în 9 iunie. În 25 iulie a născut ea primul băiat. Primul copil. În aceea zi s-a prăpădit și tatăl meu. Tatăl meu a murit la 4 dimineața, în 25 iulie. 2001. Ea a născut la ora 7. Deci n-am mai putut să-l plâng pe taică meu, că era bucuria de a fi bunică cu primul nepot. Cu cine te înțelegi așa cel mai bine? Cu Andrei, fiind cel mai mare, cu el mă înțeleg cel mai bine, pentru că fiind cel mai apropiat de vârstă, avem o gândire cât de cât la fel, chiar dacă el e destul de mic față de mine. Au trecut ani, ne-am împăcat foarte bine. Ginerile a fost un om deosebit, deosebit. A urmat, ne-am mutat la țară, au rămas ei la Slobozia. Pe urmă s-au hotărât să vină și ei la țară. Am vândut locul de la Slobozia, ne-am mutat la Căzănești și au făcut și ei o casă lângă casa bătrânească a părinților mei. Viața era foarte frumoasă, nu ne lipsea nimic. A venit prima pereche de gemeni. Totul frumos, totul bine, toate înfloreau. Cu bunica, cum te înțelegi? Păi foarte bine. Și ai așa ceva să îi transmiți? Un mesaj. Ai România. Păi o iubesc și toate cele bune, ce să zic. Vestea la gemeni am primit-o foarte... Asta că știam că avem o familie și din partea lui maică-mea și din partea lui taică-meu gemeni. Deci n-am fost o surpriză. Simpla surpriză a fost când am vorbit cu ea la telefon și a zis că unul e alb și unul e negru. Cam unul urât foc. Și, Doamne, Maica Domnului, cum să ai unul urât? Că e negru.
Fi. Și într-adevăr, unul e mai brunet. Cu cine te înțelegi tu așa cel mai bine? Cu Andrei, fiind geamăn, amândoi mergem la școală împreună, unde sunt eu și el, unde el sunt și eu. Și îmi povestești și mie o întâmplare amuzantă sau... Cu Andrei? Da. Păi când eram mici, eram la țară și nu știu cum l-am supărat. Și mi-a dat cu cărămida în cap și mi-a spart capul. Oh, urât. A venit și a doua pereche de gemeni. La fel, totul frumos, totul bine, dar fericire. Cum a fost reacția, că totuși două perechi de gemeni e ceva mai special, așa cum... A fost o reacție așa mai deosebită, mai... Ne-am și bucurat, ne-am și mirat. Totuși, erau prea mulți. Începuse să-mi pui întrebări. Că sunt totuși mulți. El fiind un băiat foarte muncitor și foarte... Zicea, nu, mama e. Sunt copiii mei dați de Dumnezeu, eu pentru ei voi munci, pentru ei le voi face viitor, le voi face tot ce doresc ei, într-adevăr. Cât au fost copiii, nu le-a lipsit nimic, 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 nimic. Tu? Cu spatele la cameră. Cu cine te înțelegi cel mai bine? Am înțeles că cu geamănul tău, Luca. Da. Și o întâmplare, tot așa. Păi avem foarte multe întâmplări, fiind gemeni. Una care îți place ție cel mai mult să o povestești. Te dă cu puștul. Când eram mici, ne jucam și mi-a dat cu pistolul de fier în cap și mi-a spart capul. La fel de urât. A venit și a șasea. La aia chiar m-am supărat. M-am supărat și i-am zis, nu mai paști, pe asta nu ți-o mai cresc. Să ți-o crești. Și într-adevăr, a stat 2 ani acasă, și-a crescut-o. Bună! Bună! Ne poți spune ce faci tu în timpul liber? Da. Păi, ce faci? Mănâncă. Gata, pe bune, fițe. Și-aduc aminte, toate amintirile, că într-adevăr au avut o copilărie foarte fericită la Căzănești. Nu le-a lipsit nimic, nimic. Eram vecin cu grădinița, doar îi dădeam peste gard, deci de la un an și 8 luni am dat în grădiniță. Cu Pampers și pe ei. Plus că taică-sul a fost mândru de ei și i-a dorit. Au fost copii doriți. Au avut ce n-au avut alții de zeci de ore jucării în curte. Tatăl, nu responsabil, maxim de responsabil, ca să se poată odihni Dana, îi lua pe copii și mergea cu ei la pescuit. Mergea cu ei să se joace pe malul lacului. Avea grijă de fetițe, o ajuta pe Dana la bucătărie. Uneori mergeau toată trupa, așa e frumos, cu băieți, cu fete. Nu cred că le-a lipsit ceva acestor copii. Pe măsură însă ce copiii creșteau, cheltuielile erau tot mai mari și începuseră să se descurce ceva mai greu. Ăsta a fost motivul pentru care Gabriel, tatăl copiilor, s-a hotărât într-o zi să ia taurul de coarne și să pună pe picioare o afacere din care ar fi putut trăi liniștiți toată viața. Toată lumea aștepta momentul acela cu mare încredere și speranță, fără însă ca nimeni să știe de fapt cât de tare se frământa pentru ca totul să iasă bine. Și, din păcate, povestea asta nu s-a terminat deloc bine. Chiar atunci când era aproape de împlinirea proiectului, a fost trădat de oamenii în care avea cea mai mare încredere. Visul lui frumos, în care își pusese atâtea speranțe, s-a năruit într-o singură zi și toată munca lui de până atunci a fost în zadar. S-a chinuit o zi, s-a chinuit două și parcă tot mai greu l-a apăsat supărarea până când, deodată, inima lui n-a mai putut îndura. Pe 1 martie 2012, Gabriel Dascălu a făcut congestie cerebrală și a murit. Avea 44 de ani și era cel mai fericit tată din lume.
lupta pentru existență, grija că trebuia să asigure viitorul la atâția copii, probabil. Supărări o fi avut interioare și n-a spus nimănui că s-a ajuns de-a făcut comoție. Și a murit de 1 martie. L-am îngropat aici, la Valul Traian, și pe urmă am fost nevoită să-mi las casa de la Căzănești, să vin să stau cu copiii și să-mi ajut tata. Astea sunt scrisorile care voi le făceați și mergeați la cimitir, la tata, la Gabi, tatăl vostru. Da. Și le citeați, câteodată le lăsați acolo. Uneori le luăm. Alte ori le luați înapoi acasă. Ți-aduce aminte, Andrei? Da? Ce este acolo? Dacă tot le avem, hai să ne aducem aminte ce ați putut voi să scrieți la timpul ăla, cu greșelile care le-ați făcut la anii voștri și cu tot. Ia să vedem ce promisiune ați făcut și ce ați, de ce v-ați ținut de cuvânt. Ia, începe Tudor. Tudor, hai. Hai fără emoții, fără că n-are de ce să te... Încep? Da. Tati, nouă, ne pare rău că nu am putut să venim la tine la mormânt, dar astăzi mami o să treacă la tine, că noi nu putem deoarece este noroi pe jos. Și Crăciunul ăsta va fi cel mai urât fără tine. La noi a nins foarte urât și ne este foarte greu fără tine. Adevăr, mereu mergeam la mormânt, scriam, așa cum știam noi în clasa a doua, cu greșeli gramaticale, cum știam noi, scriam un... ce ne vine nouă pe moment. Și mereu mergeam la el, vorbeam, îi spuneam ce am făcut în zilele acelea. El ne-a îndrumat pe noi să mergem la gimnastică și atunci mereu vorbeam, în fiecare zi trimiteam mesaje cum, e, cum a fost la gimnastică, cum a fost la școală și le dădeam lu mama și îi le ducea. Sau mergeam noi și le puneam. Tati, nouă, ne pare rău că nu am venit la tine, că n-am mai venit la tine. Că nu am stat cu minți, ne certăm, ne batem uneori. A fost foarte frumos la festivalul gimnasticii. O să fie un Crăciun fără tine. Ne este foarte dor de tine și nu se vom putea niciodată. Aici a nins foarte mult. Tonchiul Licalul ne cape gheață și și-a rupt piciorul. Ne este foarte greu fără tine. Mami plânge cam tot timpul. Eu mi-amintesc că, să spun, ușor de toate amintirile, mi-amintesc de fiecare dată că m-am dus la mormântul tatălui meu să-i pun mesaje, bilețele, mi-amintesc de fiecare dată când i-am scris. Mereu mi-aminteam cum mă duceam acolo, deschideam portița, că avea o mică căsuță unde puneam mesajele, deschideam portița, mă închinam. Spuneam ce aveam să-i spun, îi puneam scrisoarea și închideam. Și parcă în seara aceea aveam o senzație, ca și cum e lângă mine și că a citit mesajul transmis. Și de multe ori la teste sau uneori simt că e lângă mine. Bună, tati, ce faci? Noi facem bine. De abia așteptăm Crăciunul, anul nou și să ajungem la căză. Tu ce faci? A venit gelul la noi și ne-a adus multe dulciuri și jucării. Am o simte. Ne-a adus un joc de fotbal, da, știu. Și biliard. Ne plac foarte mult. A, și a adus și lui mami ceva. Te rugăm, ajută-ne de acolo de unde ești să ne ridicăm o casă de oameni normali și să avem o mașină. Nu ascultăm prea mult pe mami. Te rugăm, ajută-ne și fă ceva ca să câștigăm bani. Fă și tu ceva de acolo de unde ești. Tu te iubi mult. Te pup, tati, pa, pa. Acum e asta pe care am scris-o noi trei. Toți trei, da? Da, tati, te iubesc mult. Tati, te iubesc mult. Noi toți te iubim. Îți promite, Andrei. Voi sta cu minte, o să ascult pe mama aia și pe mami și voi scrie frumos. Îți promit, Tudor. Partea mea? Da. Îți promite, Tudor. Voi fi cu minte. Voi asculta de mami. Voi fi deștept la școală.
Îți promite Cristi. Promite Cristi. O voi asculta pe mami, voi învăța vom. Da, voi învăța vom. Vom fi toți trei buni la sport, nu voi mai înjura și nu mai voi bătea. Și aici. Tati Domnul nostru te-a luat sus lângă el pentru că știe că nu ai făcut niciun rău și dacă te-a luat lângă el înseamnă că Domnul ne-a dat un semn că vom reuși. Noi vom duce până la capăt tot ce ți-ai dorit tu, adică casă, să vină copiii mici cu noi, să colecționăm insectele. Încă le avem. Încă le aveți insectele, da. De să le păstrăm acolo. Să fie amintiri. Când am auzit că Gabi nu mai este, nu mi-a venit să cred. Un om atât de tânăr. Dana, deci pănuiesc că și pentru ea a fost o lovitură. Dar a doua zi după mormântare am văzut-o că s-a mobilizat. Și cred că era normal pentru cei 6 copii care nu au simțit probabil decât dragostea tatălui. Asta a fost singura lor lipsă. În rest, de unde, de neunde, s-a zbătut să fie pentru, bine pentru ei. Acum 4 ani, atunci când Daniela, doamna Daniela, cu cei 6 copii, veneau la slujbele de parastas pentru tatăl, pentru soțul Danielei, săvârșeam slujbele în biserică și mi-au atras atenția prin prezența lor. Cei 6 copii stăteau câte unul în fiecare scaun, la chip minunați, prezența lor indica ceva deosebit. Nu era o simplă prezență, pentru că și la sâmbetele morților nu ești familiarizat cu prezența unor copii la aceste slujbe. La un moment dat, oarecum se liniștiseră apele. Deci, pentru ea a fost dureros multă vreme pierderea soțului. Dar oarecum au ajuns la o linie de plutire și viața a mers firesc pentru copii. În primul rând că aveau școală, trebuia să aibă educația, sportul, viața lor. Copiii și-au revenit foarte greu atunci, în 2012, după moartea tatălui. El era motorul și sufletul casei, lăsând în urmă un gol uriaș și multe amintiri minunate. Dar anii au trecut și ușor, ușor, s-au obișnuit să trăiască într-un alt stil de viață, ceva mai greu, mai auster. Din motive pe care bunica Maria nu vrea să le povestească, mama și cei 6 copii au pierdut apartamentul în care locuiau, fiind ajutați de către un prieten de familie să se mute în căsuța în care stau acum. La început le-a fost greu. Era înghesuială mare, băieții dormeau sus într-un pat mai mare, iar mama și fetele pe canapeaua de jos. Deși se chinuiau ca și acum să-și facă temele, aveau numai note de 9 și 10. Făceau, ca și acum, foarte mult sport, basket și gimnastică aerobică, câștigând numeroase competiții și medalii. Dana, mama lor, era tare mândră de ei și făcea eforturi supraomenești pentru a-i crește și educa la fel de frumos. Cu banii se descurca tot mai greu, însă n-ar fi cerut nimănui niciun capăt de ață. Îi era cu neputință să accepte că ia de pomană pentru copiii ei. Interesant este faptul că am încercat să discut cu dânsa cu ce putem noi să sprijinim familia. Chiar de acum 4 ani. De fiecare dată, doamna Daniela mi-a răspuns
că nu este nevoie, se descurcă, ceea ce mi-a arătat o demnitate a dumnea ei și mai mult de atât o putere de luptă, o dorință de a lupta cu viața. Eu practic gimnastică aerobică de aproximativ 9 ani. O, frumos, la ce club? CSS, tot ca ei. Și ai avut vreo competiție care ți-a... Am avut foarte, foarte multe competiții la care am luat multe medalii, locul 3, locul 2, locul 1 mai rar. Și care a fost cea mai bună medalia ta? Sau cea mai bun scor? Păi la Cupa Cetății de Vama, am luat locul 2, la 50 justim de locul 1. A fost cea mai bună individual sau ce? Nu, a fost ansamblu, adică am fost 5 copii. 5 copii, oh, frumos. Și vă duce în cantonamente ceva? Da, e foarte frumos sportul, m-a învățat foarte multe. E un sport care te învață cum să te comporți și am învățat foarte multe, sunt mai calm. Așa. Și vrei să continui cu gimnastica sau te apuci de basket? Aș vrea să continui cu gimnastica, de orice mi-a plăcut de când am fost mic, basketul m-a trage, nu chiar așa mânca gimnastica. Am înțeles. Bine, atunci hai să vă lăsăm să vă jucați. Vă zic bună! Ești frați cu el? Am curgat. Marta! Deci tu ai ținut camera doar pe el, n-ai cum să ții doar pe capul lui. Mama, ai întors și așa și la tine. Pot spune că a fost o bucurie să-i cunosc pe cei 6. Magnifici, așa le spunea mama lor, cei 6 magnifici. Consideră că părinții lor i-au format destul de mult pentru viață. Am văzut în ei, deși sunt copii, maturitate, am văzut în ei determinare și sigur sunt alături de ei personal, ca preot, ori de câte ori au nevoie. Salut! Aveți 5 minute să răspundeți și mie la câteva întrebări? Da. Prima oară cum vă cheamă ca să știm cu cine vorbim? Da, scurt, Tudor Ștefan. Da, scurt, Luca Matei. Și câți ani aveți? 15. 13. Văd că vă jucați basket. De cât practicați basket? De un an amândoi. Mai aveți frați, surori? Sunteți frați? Da, suntem frați. O, ce frumos! Deci, la ce materie ești mai pregătit așa? La română. Și la matematică, nu? Ba da, și la matematică. Ți-e frică așa de examen, puțin? Nu. N-ai emoții deloc, deloc? Ba da, vă dați seama, da? În principiu, nu. Mulțumim, să aveți o zi bună și distracție. Mulțumim, la fel. Mulțumim, la fel. Acum hai să o filmăm și pe Marta. Așadar, anii au trecut și viața acestor copii părea lipsită de griji. În anul 2016 însă, o veste cumplită a căzut din nou peste ei. Dana, mama lor, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Lovitura de grație a venit. Acum 2 ani, în septembrie, când a primit diagnosticul că are cancer. Și maică-sa. Hai că se face bine, hai plimbat la București, la medici. Înapoi la Constanța, la Constanța iar la București, la municipal, de la municipal, la județean, Ilfov, de acolo la militar, de la militar iar înapoi. Ea tot spera că se face bine. Aici sunt toate angajamentele voastre care le-ați luat față de mama. Deci, asta este Andrei. Cristi. Și asta colorată. Acum care citiți? Andrei. Mint, îmi bat frații, mă cert cu ei, scriu urât, nu ascult, iau note proaste, fug în casă, iau telefonul fratelui meu, fac gălăgie, mă merg la desene animate, mă port urât, unele elemente de la gimnastică nu le fac bine, le sunt 4 elemente. Și la mama. 1. Când îi zic să o ajut, ea nu vrea.
Ea nu vrea să o ajut. Ea nu vrea deloc. Nu vreau să o ajut la treabă, ea nu vrea. Asta a fost pe 10-a 2-a 2013. Următorul. Niciodată nu s-a plâns nimănui, adică că are vreo problemă sau că are vreo pasă pe suflet, vreo apăsare pe suflet. Dar, mă rog, eu cunoscând-o, am îndrumat-o cât am putut sau cât am putut să intru în intimitatea ei, să spun așa. Dar era tot timpul optimistă. Lasă că merg, lasă că e bine, lasă că se rezolvă. Scriu urât, bat, sar în pat. Sar în pat, săr în saltea, sunt rea cu ei, umblu pe calculatorul tău. Și, mama, ne cerți, țip la noi. Acum, îmbolnăvindu-se și ea, a trebuit să stau numai aici. Nu plecam decât în vacanță cu copiii. Și reveneam după vacanță. Mint, mă port urât, scriu urât, mă port urât cu frații mei, frații sunt rea, iau note mici și țip, mama. Tu nu ai greșit cu nimica. Cu nimica. Da, tu faci ce vrem noi, ai grijă de noi, ne faci poftele, ne dai să mâncăm. Momentul dificil a fost anul acesta în postul mare, când, așa cum e rânduiala la noi în biserică, în sâmbetele morților se fac slujbe pentru cei adormiți. Și am remarcat la doamna Daniela urmele bolii. Adică nu mai avea păr pe cap. Am îndrăzit să o întreb ce s-a întâmplat și atunci mi-a mărturisit că suferă de această cumplită boală, care e cancerul. Și atunci mi-am permis să fiu un pic exagerat în a o întreba la modul, chiar vă rog, vă forțez să vă ajutăm cu ceva. Nu se poate să nu venim și noi în sprijinul dumneavoastră. Tocmai în ultima clipă, când a simțit că nu mai poate și când a văzut că totuși nu răpune cancerul și o răpune cancerul pe ea, atunci a spus părintelui că are nevoie de ajutor pentru o casă. Deci până atunci niciodată. Care ar fi dorința cea mai mare a ei? I-am pus întrebarea aceasta. Și mi-a zis, părinte, un lucru îmi doresc, ca acești copii să aibă casa lor. Cuvintele ei îmi sună și acum ca un ecou în suflet și ca un canon. Nu numai pentru mine, ci și pentru cei care ne văd acum. Și de aceea dorința Danielei trebuie să se concretizeze, ca acești 6 frați să aibă casa lor și nu numai casa, să aibă căminul lor. Mă uit tot timpul la televizor, mă joc tot timpul, mi-am pasă de unele lucruri. Și mama nu ne lasă să organizăm niște lucruri, nu asculți problemele noastre, câteodată ne bați fără motiv și ne cerți. Nu te îmbraci frumos la ședință, în paranteză, nu mi-e rușine cu tine. Copiii ziceau că așa e boala. Deci așa li s-a spus, că asta este evoluția bolii și că se va face bine. Prin tratament și până aia se va face bine. Ea avea dureri foarte mari, nu dormea nopțile, să văita, să plimba. Ei totdeauna, ei o fricționau cu alifie, că zicea că îi face bine când o fricționau cu alifie. Și ei toți sperau că se face bine. Că dacă ea le dădea totdeauna speranțe și totdeauna le spunea, mă fac bine, stați liniștiți că mă fac bine. Așa trebuie, așa este boala, așa sunt durerile, dar trece. Mă duc la București, fac chimio, fac radio și trece. Într-adevăr, după radio, după o ședință de chimio, după 4-5 ședințe de radio, se simțea o lună, două bine. Iarăși pica, iarăși se ducea, iar făcea, iarăși pica. Și... Tudor, minte, este rău, este nebun, este nesimțit, nu ascultă. Cum spun toți copiii că sunt bău și prost.
înjură, sar în pat, nu o ascultăm. Și la mama n-am scris nimic. Și-a dorit enorm de mult să trăiască. Niciodată n-a lăsat impresia că este un om bolnav. De câte ori o întrebam, Dana, ce faci? Că mai trecea prin fața magazinului și o întrebam, ce faci, Dana? Sunt bine. Niciodată nu a lăsat impresia că este pe picior de ducă. Eu o vedeam că se topea văzând cu ochii, da? Asta e. N-am crezut niciodată că se va sfârși așa de repede. A făcut toate tratamentele care a făcut absolut operații toate. Operația nu, că n-a apucat să facă, că a zis că întâi să facă chimio și radio să strângă focarul de infecție. Că s-a strâns focarul de infecție, a apărut la oase. Și atunci a terminat-o. Și ultimul, ma lovitură, i-a atins plămânul și a făcut apă la plămâni. Și a doua zi de Paște a fost sfârșitul. Săr în pat, sunt rău, sunt nebun, copiii la școală îmi spun că sunt prost. Și atât. Și la mami n-a scris. Acum a venit această dramă cu Dana. Deci, o altă lovitură pentru acești copii. Dar ei, probabil că în subconștientul lor, erau pregătiți pentru această despărțire de mama lor, pentru că au văzut-o chinuindu-se, trecând de la diverse stadii ale bolii. Acum, cel puțin în ultima perioadă, era, deci, atras efectiv de ea. Și copiii cum au trecut peste momentele astea? Vedeți, ei care au văzut chinul, nu zic că au trecut ușor, dar efectiv, nici că s-au bucurat, dar au avut așa o ușurare, efectiv aia mică, ultima, chiar așa s-a exprimat când eu le-am spus că e moartă. Amelia a zis, spune-mi că nu e adevărat. Și eu i-am spus, nu pot să te mint, este adevărat, e moartă. A care aia mică a căzut pe scări, s-a ridicat și a zis, ai mama, e nu mai plânge, hai să ne rugăm la Dumnezeu că ai iertat-o, că ai văzut ce să-i chinuia. Cea mai frumoasă amintire, cum am fost când am fost la cetatea Devei, sus acolo, a fost în privește extraordinară, a fost super frumos și pe aia mi-am amintit și mai bine. S-a dus la servici până în ultimile clipe, s-a dus cu ei de ea îmbrăcat. Deci ea noaptea nu putea să doarmă de durere. Se zvârcolea tot timpul, dar în afară de un au. Știți ce înseamnă doar un au, așa? Au, au, atât, dar să se văite mai tare, nu, niciodată. Ca să nu ne deranjeze pe noi, să n-aud eu. Ea doar atât. Și dimineața se scula cocoșată. Și se îmbrăca și ziceam, unde te duci? Păi mă duc la servici. Păi tu ești tu, să te mai duci la servici. Tu toată noaptea n-ai închis un ochi. Nu că la servici mă simt mai bine. La mama la cimitir ați mai fost? Înainte când o să plecăm la Căzănești, o să dăm pe acolo. Și poate ne învrednicim să scriem și o scrisoare. Fiecare sau cine simte nevoia. Păi eu mai comunic cu mama, dar acum depinde de moment. Cumva când simți nevoie de ajutor? Da. Și eu la fel. De exemplu, dacă întârzi acasă, îi spun, mama, fă ceva lunicul să nu mă cer. Da. Sau la, când a fost la basket și nu venea 43. Și când m-au rugat, a venit. Dragă mamă, astăzi se împlinesc 57 de zile de când tu, mama mea dragă, ai plecat. Nu mi-am imaginat niciodată că o să părăsești această lume la o vârstă atât de fragedă. Ai lăsat în urma ta multe lucruri neterminate, multe amintiri frumoase, multe lucruri ale căror răspunsuri nu le găsesc. La ce ori m-am născut, care a fost primul meu cuvânt? Sunt lucruri ale căror răspunsuri le caut în aer.
Împreună visam la multe lucruri. Pe 10 aprilie, visele mele au fost spulberate în băltoaca de lacrimi care curge pe obrazul meu când mă gândesc că ai devenit un înger. Ai lăsat în urma ta un gol imens pe care nu-l pot umple cu nimic. Ai lăsat în urmă o familie frumoasă și unită. Era mândră când le povesteai tuturor despre mine. Acum a venit și rândul meu să le povestesc tuturor despre mama și femeie extraordinară care ai fost. Îmi este dor de tine, mamă. Cu drag, fiica ta, Amelia. La început aveam emoții pentru faptul că începuse unele discuții că s-ar putea să-mi ia statul. Și am zis că așa ceva nu se va întâmpla. Dar, în momentul când am dat drumul la acțiune, au fost foarte prompți, foarte repede au venit acasă, au constatat, au stat de vorbă cu copiii, foarte frumos, au fost foarte încântate de răspunsurile copiilor și chiar au și spus că sunt copii deosebiți. Și, pe urmă, ne-am dus noi cu toate documentele acolo, foarte repede, cred că în 3 zile deja s-a terminat tot. Pentru voi e importantă că vă leagă foarte mult ca frați. Eu v-am mai spus și am să vă spun, până o să mă vedeți în baston pe mine, știi? Că noi o să ne vedem peste 10 de ani, mulți. O să vă căsătorim pe toți, vă măritați dumneavoastră, domnișoare, dumneavoastră o să vă căsătoriți, veți avea copii, veți fi o familie și sunteți o familie extraordinară. Însă avantajul la voi 6 este că voi deja sunteți o familie. Și voi mai departe faceți familie. Fiecare la vremea lui. Deocamdată trebuie să învățăm, avem alte treburi. E, voi dacă sunteți uniți și veți fi uniți toată viața voastră, cei 6 magnifici, nu? Da. Aia înseamnă cei 6 magnifici. Nu vă poate, nimeni nu vă poate zdrobi, nimeni nu poate să vă despartă, nimeni nu poate să vă facă vreun rău. Un ajutor foarte mare îl am și l-am avut și din partea fiului meu, care așa i-a fost soarta și lui, să divorțeze, să plece în Anglia, să muncească și să vină de Paște, să facă și el sărbătorile cu noi. Și a doua zi, când să facă și el cu prietenii o masă, a venit vestea cea mare că a murit sora lui și fata mea. A trebuit să venim aici și a trebuit să rămână lângă mine, să poată să mă ajute, să poată să lupte alături de mine și cu de copii, să putem să-i ducem mai departe. Chiar nu m-am gândit nicio clipă la viitorul meu. Știam atât că în clipa aia trebuie să fiu alături de copii, trebuie să fiu alături de mama. După ce am terminat cu înmormântarea, am început oarecum să mă gândesc la viitor, la ce înseamnă, dar nu vedeam nici cum aș putea să-mi continui eu viața de unul singur și să-i știu pe ei aici singuri. Bine că există o bunică Marie, bine că există unchiul Nae și multă dragoste care primesc de la acești oameni. Înțelegeau foarte bine, dar cel mai bine eu mă înțeleg cu Tudor, deoarece 80% din timpul petrec cu Tudor, că mergeam unde la aceeași școală, oriunde mergem e și Tudor, cu mine sau ele cu mine, pentru că e așa, suntem geme și unde e unul trebuie să fie și altul și tot ce am de spus, toate ofurile și toate amarurile, tot îi zic lui Tudor. Știți cum e, viața merge mai departe. Durerea din suflet nu ți-o ia nimeni, rămâne, dar viitorul copiilor trebuie făcut. Nu mai avem timp să ne gândim pentru noi, ne gândim pentru ei. Cam ăsta de acolo și cu taică-su să fie mândri de ei. Cale de întoarcere nu există.
pentru mine. Deci eu care până acum mai trecea o zi fără medicamente, aia zic, las că asta nu le iau. Ei, nu, acum chiar le iau și la oră și tot și chiar sunt foarte grijulie. Am început și la mâncare nițel să o las mai ușor, să mai dau jos din kilograme, ca să pot să merg mai departe cu ei. Ea mereu a fost cea mai alintată dintre noi toți. Toată lumea mereu o alinta și e cea mai alintată dintre noi toți. Mereu i-a fost bine ei. De exemplu, dacă mai rămâneam cost de pâine și v-am și eu și Lea să-l mâncăm, îi dădeam mereu ei, pentru că era cea mai mică și era normal. Copiii sunt foarte bine, pentru că dacă ei sunt crescuți de mine, i-am crescut de mici și eu. Deci eu pentru ei sunt ca mamă. Bună! Bună! Bă, ce... Hai, trebuie pe mine! Acum, bă, fi bine, serios, gata, fii serios! Frate, gata! Marta, unde acolo întrebi? Bună! Bună! Îmi poți spune și mie ce faci în timpul liber? Păi, mă joc pe telefon și mă joc basket. Cu cine te joci? Ai așa un frate cu care ești? Cu Tudor. Și cu ceilalți, Cristi, Andrei? Chiar și Amelia, că e geamăna ta. Păi cu Amelia doar mă lupt. Vă bateți? Da, ne batem. În joacă, cred, nu? Sau... Posibil. Bine, în afară de basket... Cu bicicleta, cu... N-ai alte pasiuni? Am par! Gata, gata! Aceasta este povestea celor 6 frați din Constanța, rămași atât de crud și absurd, fără părinții lor iubiți pe care abia începeau să-i cunoască mai bine. Este povestea unor copii frumoși, care deja au învățat ce înseamnă suferința și care au înțeles că trebuie să fie mereu uniți pentru a îndura mai ușor teama primilor pași într-o viață atât de nesigură. Ei sunt frații Dascălu și au făcut jurământ că nimeni și nimic nu îi va putea despărți vreodată.